V am găsit la știrile în limba moldovenească. Cum a fost această zi și prin ce se va memoriza ea, despre aceasta povestim chiar acum. 25 august 1991. În această zi, Sovietul Suprem a adoptat declarația despre independența Nistreniei. Medicina de la sat, în Părcani, repara ambulatoriul. Și despre mozaicul monumental din Mocra, raionul Râbnița. Data istorică, 25 august 1991. În această zi, Sovietul Suprem a adoptat declarația despre independența Nistreniei. Totul s-a produs în taină, în subsolul uzinei Chirov. Se îngrijorau Chișinăul să nu organizeze careva provocări. Unul din motivele juridice principale ale creierii Republicii Moldovenești-Nistrene a fost faptul că Moldova încă la 23 iunie 1990 a proclamat nelegitimă crearea întregii Republici Sovietice Socialiste Moldovenești, de facto ieșind din componența ei. În declarații au fost fixate bazele statalității Nistreniei, drepturile egale pentru toate popoarele țării. Documentul a fost discutat câteva ore, totul a fost minuțios controlat. Drept rezultat? Unanim. Toți au votat pentru. Moldova și-a adoptat declarația despre independență la 27 august. Cu două zile mai târziu. Iscrocii telefonici. În ajun niciun apel nimeni n-a contactat linia telefonică a Ministerului de Interne. Se pare că escrocii au luat din nou pauză. Recent, au fost înșelate două pensionare. Le-au dat escrocilor 70.000 de, de ruble. Dar majoritatea celor care au fost telefonați, nu i-au crezut. Cum escrocii forțează victimele să dea banii. Comentariul psihologului. Deci, cum lucrează escrocii? Iată un exemplu concret. Aceasta e una din victime, Valentina Akimovna, 69 de ani. Escrocii au furat 3000 de dolari. Iar a început totul cu apelul chipurile din partea ficăi. Plângea și spunea că a nimerit în accident rutier și e în spital. Ei spun că acuș voi veni, iar ea îmi spune să nu vin, căci acolo sunt mulți milițieni. Merge ancheta. În primul rând, escrocii imediat atacă emotiv. Chipurile în necaz este cineva apropiat. De obicei se prezintă drept copii sau nepoți. Acest lucru imediat provoacă panică. Escrocilor le este important să vă mențină în această stare cât mai mult posibil. Ei vor opri toate încercările dumneavoastră de a pune receptorul. Dialogul poate dura mai mult de patru ore. Mai întâi, la celălalt capăt al firului, plânge chipurile ruda. Apoi deja închetatorii falși și medicii falși. Pentru că celie nu ne dă vâsno. Persoana nu are posibilitate nici să-și ia aer. Se schimbă și actorii. E ca un spectacol bine montat. Adică nu putem lua ochii de la scenă când actorii joacă bine. Acesta e același lucru practic. Victima, sub influență psihologică, desigur e supusă manipulării. De asemenea, în escrocii se grăbesc tot timpul. Controlează fiecare pas, chipurile. Nu e necesar să telefonați pe nimeni. E important să acționați rapid, să strângeți bani. Treboga, panica, trebuie... Neliniștea și panica cresc. Aici trebuie să se includă primul semnal de a analiza acest moment, pentru a înțelege că ceva nu e în regulă. Adică aceste patru ore în care escrocul ține potențialul client la telefon, ar trebui să-l facă să gândească că trebuie pus receptorul. În ajun escrocii n-au sunat pe nimeni, iar recent au fost înșelate două pensionare. Ele au dat escrocilor 70.000 de ruble. Cel puțin încă 30 de oameni nu i-au crezut pe escruci. Au pus receptorul și au sunat rudele pentru a se asigura că totul e bine. Apoi la miliție. În Ministerul de Interne continuă să lucreze linia fierbinte pentru combaterea iscrucilor, numărul 111. Spuneți-le despre aceasta rudelor în vârstă. Medicina de la sat. În Părcani repară ambulatoriul. Mijloacele sunt din contul programului investiții capitale, iar toate lucrările le vor încheia în 2024. Părcani. Ambulatoriul sătesc a fost construit în anii 60 ai veacului trecut. Din anii 90 niciodată n-a fost reparat serios. Aici locuiesc mai bine de 10.000 de oameni. Încoace vin la medic pentru a face picurători, a da analize. Activează terapeutul, pediatrul, ginecologul, obstetric. La fel, laboratorul, cabinetele de proceduri fizioterapeutice și rengen. Practic, o întreagă policlinică. Pe alocuri curgea tavanul. Din păcate, podeaua de lenoleum e uzată. O reparam. De pe pereți că de cu nodurile sanitare se află într-o stare deplorabilă. Iarna era problema și cu căldura. Caloriferile nu încălzeau. Din fondul investiții capitale au fost alocate aproape 4 milioane de ruble. Acum totul va fi schimbat, începând cu rețeaua electrică și până la acoperiș. Lucru deja a început. Pentru acest an se planifică înlocuirea acoperișului în comun cu sistemul de scurgere a apei. Va fi construită ieșirea antincendiară care lipsea de la darea în exploatarea clădirii. La obiectul dat vor fi schimbate toate ferestrele, sistemul termic de canalizare, apeductul, utilajul electric. Scaune, mese, paturi. Mobilierul la fel va fi renovat. În locul unui cabinet al ginecologului vor fi două. Până ce pacienții sunt primiți în staționarul de zi. El a fost reparat în 2020. În cabinetul dat e staționarul de zi, e cea mai mare încăpere. Staționarul e micșorat până la 15 paturi. Locuitorii din Părcani sunt deserviți în volum de plin în staționarul de zi, fără a pleca din sat. E mult mai comod decât să plecăm la oraș, acolo rândurile sunt mari. Va fi renovată și fațada ambulatoriului, iar toată reparația se va încheia în 2024. Bendir, cartierul Borisovka, strada răscoale din Bendir. Aici, pe parcursul întregii veri, a fost oprită circulația. Au reparat drumul. Acum, din nou, au început să circule trolebuzile și microbuzile. Aceasta e una din magistralele de bază ale orașului. Ieșirea spre Căușeni și Chișinău. Pe aici adesea trec camioane cu încărcături mari. Ele au deteriorat drumul. Acum strada e reparată conform tehnologiilor noi. Dialice повny капримонт. Се face o reparație capitale cu instalarea unei baze noi puternice și turnarea primului strat. Sub asfalt am exercitat o stabilizare. E o tehnologie relativ nouă care se aplică în republică. Sperăm că drumul ne va servi o perioadă îndelungată. Acum pe aici pot circula mașini cu încărcături mari, în zi trec în jurul la 18.000 de mașini, trolebuze și microbuze. Pe strada Răscoale din Bender au fost înlocuiți aproape 1.500 de metri de drum. Mijloacele sunt din fondul rutier, în jurul la 5 milioane de ruble. Circulă deja ruta numărul 4 și 5. Avem două microbuze, numărul 5 și trei troleibuze 5 -a. La fel și pe ruta numărul 4 e organizată circulația a trei troleibuze, cu intervalul de 15 minute, iar pe ruta numărul 5 și 5 a intervalul e de 10 minute. În anul curent va fi reparată și strada paneni din orașul Bender, de-a lungul cetății. În Tiraspol, în clădirea cu multe etaje de pe strada Clara Țetkin, specialiștii au testat noul ascensor de încărcături. Aceasta este prima lansare. Locuitorii îl vor putea folosi peste câteva săptămâni, până ce experții verifică totul. Această modificare e deja modernă, echipată cu convertor de frecvență care permite să economisim energia electrică până la 40%. Vechiul ascensor a servit timp de un sfert de secol, de la construcția casei. Din motive de siguranță trebuia înlocuit. Noul ridică cu 100 de kilograme mai mult. Locuitorii până ce se folosesc de al doilea ascensor. În casele cu mai bine de 12 etaje există întotdeauna și ascensor pentru încărcături și pentru pasageri. Iar în cu 17 etaje de pe strada Tinereții 1 au început deja lucrul. Aici, de asemenea, schimbă ascensorul vechi. Lucrările vor dura aproximativ 2,5-3 luni. Totul se face de nădejde. Ușile se vor închide bine, la fel cum e pe Clara Țetkin. Următorul pas este înlocuirea a încă 5 ascensoare pentru încărcături în Tiraspol. Vor servi cel puțin 25 de ani. Mozaic monumental în satul Mocra, raionul Râbnița. Pe casa de cultură locală a fost păstrat panoul. Mozaicul este dedicat răscoalei din 1905 și locuitorului satului Tudor Antoseac. Mozaicul din satul Mocra. Lanțurile se rup, dar pământul încă le aparține moșierilor. Țăranii lucrau pentru copii. Aici. În Mocra a fost răscoală. Ea a fost condusă de locuitorul satului Tudor Antoseac. În 1905 despre acest lucru au scris în ziarul sub conducerea lui Lenin. A fost publicat la Geneva. A ridicat răscoală contra moșierului, fraților moșieri Arsenie și Iacov Voitenki, Ei jigneau mult oamenii, nu le plăteau, îi puteau amenda. Persoana lucra toată vara și la sfârșit puteau găsi un motiv pentru a nu-i plăti nimic. Îi alungau. Ultima picătură a fost când moșierul a împușcat în țărani. Băieții pășteau ca ei. O parte din animale s-au rătăcit în câmpul boierului. Stăpânul i-a luat, nu s-au putut înțelege. Au rugat să vadă cât de mult au fost deteriorate câmpurile. Au spus că vor lucra sau vor plăti pentru daune. Dar proprietarul a început să împuște în ei. Bărbații și băieții revoltați au luat coase, sape, furci ce au găsit și s-au dus la moșier. Problema putea fi rezolvată pașnic, dar moșierul s-a speriat și a început a trage din armă. Atunci bărbații au dat foc acestei moșii. Tudor Antoseac a fost trimis în Siberia. După Revoluția din 17, s-a întors în sat și a condus colhozul. Imaginea lui a fost imortalizată pe mozaic. Panoul povestește despre două epoci istorice. Arborele de parcă împarte viața satului în până la și după. Mozaicul este simbolul epocii sovietice. Timp de aproape jumătate de secol, culorile sunt la fel de aprinse și atrag turiști din întreaga lume. La 28 august în Camenca e zi de odihnă. Orașul va împlini 415 ani. Sărbătoria va începe cu câteva zile înainte. Sâmbătă vor fi dansuri în parc. Duminica dimineața, iar Marocul procură marfă nistreană. Seara, festivalul Camerton. Cântece, dansuri, va evolua grupul rock diagonal. La 28 august luni, depunere de flori la Memorialul Gloriei Militare. Apoi, toți sunt invitați în parcul Wittgenstein. Гасе будут стрічать Петр Христіанович уацій vor fiim timpinați de Pietru Хristianović Відґенштейн і Антуаніта Станіславна Снарская. Дупа часто курс музикалиекспозиционная cea mai atrăgătoare e cea pe care o organizează copiii noștri. Apoi, curtea rusă, moldoveniască, poloneză, ukraineană. Toate întâmpina ospiecții. Prima menționare despre Kamenka a fost în 1608. La sfârșitul veacului 18, pământurile Nistreniei Nordice au intrat în componența Rusiei. Iar în 1805, locul cu denumirea Kamenka a fost procurat de contele Wittgenstein. El a construit parcul orișinesc. Iar acesta este cartierul Antonovca, din Kamenka. Aici au trăit coloniștii nemți. Iată cuptorul din 1884. În el nemții au fumau carne pentru iarnă. Până în prezent, cartierul Antonov, ca se numește nemțesc, la moment face parte din orașul Kamenka, dar oricum foarte bine cunoaștem cum trăiau, munceau, creau coloniștii nemți. Acum la Kamenka se pregătesc de ziua orașului. În centrul localității se așterne asfalt. Circulația pe drum drept va fi posibilă deja în sâmbăta curentă. Pentru această oră, atât mai multe despre aceste și alte știri aflați în ediția de seară Căb și pe rețelele noastre sociale. Iar noi vă dorim cele bune în continuare și doar noutăți plăcute. La revedere!